Bună seara la toată lumea, sunt Bana și astăzi fac un nou episod din Hardcore. N-am mai făcut de mult timp, de fapt n-am postat de mult timp Hardcore-ul și îmi pare foarte rău pentru chestia asta. Stați așa să mă așez un pic mai bine pe scaunul ăsta. Bun. Încă o dată suntem pe versiunea 1.8, deci dacă o să vă plângeți de lagul ăsta care ei, n-am ce să fac. Chiar n-am ce să fac, asta e. Nu prea și prefer să mă mut înapoi pe 1.7.10, deoarece, sincer, nu, n-am făcut niciun item din 1.8 sau ceva de genul, dar nu știu, cred că ar fi un risc să îmi pierd itemele. Nu știu exact. Deci nu bag mâna în foc dacă e chestia asta. Bun, am armura. I-am zis că mă duc după minereuri, așa? Cred că da. Bun, așa că hai să-mi fac eu două pickaxe-uri de iron, de iron, și să merg fai frumos la minat. Asta vine aici. Acolo și cu bucăți de cola e să mai ieșu de aici. Și să mai fac forță. Da. Nu mai am deloc lemn. Apare nu. Hai să vedem. 32. Asta vine așa. Și nu mai am nimic de nume. Sunt pe. Da, sunt bahar, doamne. Era logic pentru că. E hardcore. Bun, acum pe mine mă interesează să fac scări. Așa. Așa. Și pac. Și aici o să vină fain frumos scările. Pac, pac. Și vreau să îmi cer scuze că n-am putut să postez pe data de 8, dacă zic bine. Cred că zic bine, pe data de 8, adică duminică sau? Cred că a fost duminică, nu știu exact, duminică sau luni, nu știu exact. E bine, motivul de ce n-am postat, sau cred că am postat, dar să erau niște videouri total aiurea, adică nu știu de ce. Adică știu că am postat un episod din CS în care fraps mi-au făcut figuri și sau microfonul sau nu știu ce mi s-o stricat, adică ce mi s-o dereglat la microfon sau nu știu pe unde, că la CS:GO, mă refer când am pus episodul, eu mă auzeam chiar foarte extrem de tare și ceilalți normal. Și se auzea un băzit, s-auzea băzitul ăla foarte tare, pe care l-am eu pofundat. Și eu, înainte ce să îl randez, am dat sonorul foarte, dar chiar foarte încet. Cred că era 10%. Cred că da. Și bine, eu atunci mă auzeam ok și ceilalți de-abia se auzeau sau deloc. Ca și cu episodul din Minecraft cu Faction. Deci,
îmi pare foarte rău pentru chestia asta. Sper că am rezolvat problema. Adică, acum, înainte ce să registrez, am verificat. Mie mi se pare ok. Dar sper că acum să nu am surpriză. Deci eu sper acum să nu am nicio surpriză. Că n-o să meargă. Și așa că... Da, hai să continuăm. Nu știu dacă mă gândesc să fac o serie de 1.8 pe, adică 1.8 vanilla. Deoarece pe mine de abia mă duce mai modul ăsta de hardcore. Și dacă aș face plus mașinările care le-am făcut și palianța ca să mă ajute și să mai fac eu din ce s-o mai băgat în 1.8, cred că ar fi un mare lag. Și eu sper, eu, deci, după părerea mea, eu zic că nu prea se merită să fac așa seria, pentru că nu prea se uită lumea la un videoclip cu lag. Adică și în momentul ăsta, uite, am frame drop-uri. Chiar dacă mi-am apare cam 30-28 de FPS-uri, sunt frame drop-uri. Și asta din cauza hardului meu sau RAM-ii mei sau habar n-am din ce cauză e, în compul meu. Cel mai pe scurt, calculatorul meu e praf. Dar n-avem ce să facem. Unul nou nu pot să-mi iau. În momentul de față chiar nu pot să-mi iau un nou. Și așa că trebuie să suportăm așa. Bun. Dar totuși trebuie să mă gândesc acum. Ce serii să fac? Wow, wow, wow. Uite-te, uite-te ce lag-i. No. Deci trebuie să mă gândesc la ce serii să fac. Adică mai toată lumea a făcut tot ce este posibil de făcut. Și dacă alții nu au făcut nu știu ce serii, mama mia, ce lag. Atunci, dacă nu s-a făcut ceva cu un joc sau ceva, ori nu se prea uită lumea, ori nu știu. Nu știu ce să zic, chiar nu știu. Că mai pe majoritate îi duc calculatorul pentru a face orice serie. Și na, nu știu ce pot să zic. Și la mine aici este marea dilemă, să zic așa, că nu știu cu ce, nu știu ce serie să încep. Sau să revin, să zic așa, în ghilimele. Deci, dacă aveți niște idei cu ce să fac, mulți mi-ați scris după ce am părăsit alianța să intru în Titanic. E bine, eu în Titanic nu pot să intru deoarece am 5.000 de abonați. Pe acest canal am fost și inactiv. Așa mi s-au dus abonații vechi de tot, de la începutul canalului. Și cu ăștia noi nu pot să fac atâtea vizualizări. Adică să am un feedback așa de mare încât să fac 3.000 de vizuri pe zi, ca să pot să intru în Titanic. Și eu nu, deci chiar nu vă cer să vă dezabonați la mine ca să pot să intru eu acolo. Pentru că nu văd rostul. Sincer, chiar nu văd rostul. De ce te-ai dezabona de la cineva doar ca să intre într-o serie? Că el nu poate să își atingă numărul de vizuri pe care îi trebuie. Deci eu nu văd rostul așa ceva. Ca mulți au făcut o chestie asta numai ca să intri Titanic. Și eu sincer chiar nu vreau să fac chestia asta. Pentru că nu se merită. Mă, dacă nu reușești să-ți faci dacă nu reușești să faci o treabă, mă refer la atâtea vizualizări încât să te implici într-un proiect, înseamnă că... Ok, urăsc sunetul care l-am auzit acum.
Atunci înseamnă că nu o duci tu bine, adică ceva este problemă. Ceva ai făcut tu rău și te-au dezavantajat un lucru foarte mare și ai primit un feedback prost, să zic așa. Deci, eu nu zic de omul cu tare sau persoana cu tare că lasă de zamuna numai ca să intri. Nu, păi dacă el a vrut să intre acolo, să facă și el ceva pentru canalul lui, e ok, nu. Și l-a făcut pentru a lui. Dar eu nu fac chestia asta. Pentru că eu nu văd rostul. Dacă o fi să intru acolo, o să intru pe drept. Dacă nu, nu. Așa. Acum eu vreau să continui. Să pun și pe aici torță să nu vină niciun creeper, nu nimic. Un zombie să-și deie spawn ceva. Și vreau să continui să minez. Dar nu mai știu unde e gaura. Băi. Băi, unde e gaura? Wow. Stai așa că eu știu că... Dar nu de aici. Mă, unde-i? Aici nu. Pe acolo nu. Pe dincolo nu, numai pe aici. Unde, mama mea, ce lag am. Adică ce... A, uite aici, ce drop frame-uri am. Bun, și ce aș vrea să mai zic? Nu știu. What? 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 Chiar nu merită. Chiar nu merită să mă joc eu pe 1-8. Chiar nu merită. E bine, eu sper să-mi scrieți în comentarii dacă voi vreți să continui în halul ăsta, 1-8-ul, hardcore. Dacă nu, mă mut pe 1-7-10, cum a fost. Și dacă e să-mi dispară itemele, atunci asta este viața, n-ai ce să faci. Deci, da. Am foarte multă lavă în partea, deci în partea aia e lavă. Pentru că știu că am văzut, da, sper că mai în față nu o să fie. Dar uite că este aici. Și doar mi-am luat eu o găleată de apă, pentru că, na, sunt nărăut. Bun. Punem niște torțe ca să fie ceva lumină, să nu-și dea niciun zombie creeper, schelet spawn pe aici. Pentru că nu vreau să mor, pentru că cred că sunt la episodul 7, dacă nu mă șel, 7-8 pe acolo. Chiar nu știu, nu știu exact. Dacă mă șel, asta e viața. Asta e viața, asta e viața. Nu ai ce să faci. No? Bun. Wow. 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 No. Aici era eu să o pățesc, să o belesc, să... Mă duc naibii cu totul să... Numai așa dintr-o greșeală foarte mică. Aici trebuie neapărat să stai cu shift-ul întotdeauna. Pentru că e multă lavă pe stratul ăsta. Sunt la stratul... Unde văd stratul? A, uite. Sunt la stratul 12. Și la stratul 12 sunt foarte mulți. Nu știu, că sunt foarte mulți. Am vrut să zic că sunt foarte mulți lavă, dar nu. M-am gândit acum pe moment. Și nu sunt o zonă din asta în care lava este chiar extrem de multă. Bun, merg așa cu grijă, tiptil, tiptil. Luăm și noi rețul nostru să vedem dacă se poate lua. Vreau să sparg și sub, dacă o fi să pice, pică, dacă nu, norocul nostru. De fapt, norocul meu.
A vostru nu. A vostru norocul e să vă uitați. Na, bucata asta pot să iau eu, dar să văd dacă... Bun. Așa. Bă, dacă tot fi să stau pe 1.8, am nevoie de lapis lazuli pentru enchanturi. Deci nu prea vreau eu să mă risc să-l iau eu pe ăla. Dar dacă o să mă găsesc, trebuie să-l iau neapărat. Bun, pe tine eu trebuie să te sparg așa, fain frumos, frumușel. Punem asta așa și mergem noi așa. Dar văd că pe aici continuă un cave. Și multă lavă. Nu. A, așa. Nu mări, na, pe tine eu cred că trebuie să te pun așa, nu? Nu trebuie. Așa. Spun și în partea asta. Așa. Punem niște torțe. Pac. Și nu mai am cabal. Na, pe tine te las așa. Bă, na, așa. Măi, eu sper că în față să nu mai fie nicio lavă. Și, da, încă o chestie, dacă tot am, acum mi-am adus aminte, dacă tot am povestit de titanii, mulți au scris acolo să intru, voi, eu cred că voi ați vrut să vă referiți, să intru în titanii, dar în loc de titanii a scris Titanfall. Da. Deci, nu știu de unde v-a venit vouă ideea să scrieți Titanfall și nu titanii. The Sky Titans și Titanfall. Știu, sună apropiat numele, adică când încep, amândouă conțin Titan. Dar una e The Sky Titans și alta e Titan Watch. E o diferență mare acolo. Deci, da, nici una nu am șansă să intru. Deci să nu vă faceți voi speranțe, că n-am cum să intru în niciun proiect în momentul de față. Și dacă o fi mai încolo, peste ceva, mai mult timp, poate o să reușesc eu ceva. Poate, nu. Dar trebuie să treacă, să treacă ceva timp. Bun, și cum am zis, uitați aici piatra asta nouă care îi andesit. Și am eu o întrebare, dacă fac eu așa, da, am dai tu andesit din asta, așa mai șmecher, nu? Da, mi-l dai tu ăsta așa mai șmecher, bine. Dar nu vreau să te iau. Nu vreau să te iau pentru că dacă o fi să mut eu pe unul un 70, îl iau sincer degeaba și nu văd rost. Uite, ăsta ce e? Ăsta e granit. Dacă nu mă înșel și la granit, e tot aceeași chestie. Hai că am adunat 4, da, uite. Pac, da. Cu blocurile astea ar merge să fac ceva construcții cu blocurile astea. Dar nu prea mari. Adică ai putea și mari, numai să ai o imaginație chiar foarte bogată. Bun, hai că iau și eu restul ăsta și cred că o să închei și eu episodul pentru că sincer nu știu în ce minut mă aflu și cât am filmat. Și eu cred că a cam durat ceva timp. Dacă tot am două bucăți de dirt.
Hai să profit și eu. Da, și uitați aici cum e lagul. Cum se observă lagul pe care îl proiectează 1.8. Deci, oricum, de cam asta a fost tot pentru acest episod. Eu am fost Banana și până pe data viitoare eu vă urez o zi frumoasă. Bye bye.